Dar în mod doi, prin regulamentul, este observația domnului și domnului Cesegoria, domnului Cioraia, este pertinentă amendamentul privind completarea articolului 9 aliniat 1 litera C, care zice, se vor atribui și va rămâne fără plată locul de veci, oștilor, nu, urmașilor eroilor materia Revoluției în conformitate cu prevederile legii 341. Și opunerea e să se completeze și cu luptătorilor răniți reținuți și remarcați prin fapte deosebite. Pentru că, așa cum este textul de lege, înseamnă că doar urmașilor li se dau, nu și acestor doi lucrători. Dar amendamentul a fost respins și tocmai de aceea se impune legal să fie supus la vot, din punctul meu de vedere este legală completarea articolului. Adică și cei care au fost... Și cei care au fost... Exact, și cei care au fost viață. Da, pentru că se elimine o parte... Da, pentru că mai urmașilor. Aprobarea studiului de efect de abilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Centrul Național de Informare și Promovare Turistică a Municipiului Caracas. Prezintă domnul consilier Dan Iulie și domnul consilier Botezul Ionicea. Comisia pentru Activități Economico-Financiare, întrunită în ziua de 20.09.2013, în temeiul articolului 54, aliniat 4 și aliniat 5 din legea 205/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, a analizat proiectul de hotărâre intitulat Aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Centrul Național de Informare și Promovare Turistică în Municipiul Caracal. Proiectul de hotărâre a fost înaintat de primarul Municipiului Caracal. În urma discuțiilor purtate pe marginea proiectului, Comisia constată că proiectul se încadrează în prevederile hotărârii Guvernului numărul 28/2008 și a legii numărul 215/2001. Membrii Comisiei au analizat proiectul și au votat, au fost 8 voturi pentru, n-au fost voturi împotrivă și nici abțineri. Comisia nu are de făcut obiecții și nici nu a făcut niciun fel de amendament. Pentru considerentele de mai sus, proiectul de hotărâre este propus să fie discutat în plenul Consiliului Local. Vă mulțumesc. Domnul Bornelescu. Comisia de participeze a angajată pe recurul la mine, a fost să avem și unită data de 20 septembrie a 2013, de la 15 și a fost în Este să mulțumim. Centrul Național de Informare și Promovare Turistică în Municipiul Caracal. Proiectul a fost înaintat de către primarul Municipiului Caracal. În urma discuțiilor purtate pe marginea proiectului sus amintit, Comisia a constatat că proiectul se încadrează în prevederile legii numărul 500/2003 și prevederile legii numărul 215/2001. Membrii Comisiei au analizat proiectul depus, rezultatul votului fiind următor: 10 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abțineri. Comisia avizează proiectul de hotărâre și propune să fie discutat în plenul Consiliului Local. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre, dacă nu sunt, atunci mă rog. Cine este pentru? Împotrivă, se abține? Mulțumesc. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 5, referitor la aprobarea cotei de cofinanțare și a contribuției solicitantului la cheltuieli neeligibile din bugetul Consiliului Local al Municipiului Caracal pentru obiectivul de investiții Centrul Național de Informare și Promovare Turistică în Municipiul Caracal. Prezintă domnul consilier Dan Iulie. Comisia pentru Activități Economico-Financiare, întrunită în ziua de 20.09.2013, în temeiul articolului 54, aliniatul 5 și aliniatul
4 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, a analizat proiectul de hotărâre intitulat aprobarea cotei de cofinanțare și a contribuției solicitantului la cheltuielile eligibile din bugetul Consiliului Local al municipiului Caracal pentru obiectivul de investiții Centrul Național de Informare și Promovare Turistică în municipiul Caracal. Proiectul de hotărâre a fost înaintat de primarul municipiului Caracal. În urma discuțiilor purtate pe marginea proiectului, Comisia constată că proiectul se încadrează în prevederile legii numărul 215/2001. Membrii Comisiei au analizat proiectul și au votat cu votul pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri. Comisia nu are de făcut obiecțiuni și nici amendamente. Pentru considerentele de mai sus, proiectul de hotărâre, Comisia propune să fie discutat în plenul Consiliului Local. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 6, preferitor la atribuirea cu titlul gratuit pe o perioadă de 3 ani a unor spații numărate totale de 85,82 metri pătrați, situate din mobilul din Caracal, strada Iancu Jean, numărul 26, către casa de ajutor reciproc a pensionarilor Caracal, ce va fi folosită pensionar pentru desfășurarea unor activități recreative. Președinte, domnul consilier Pujol Vasile. Comisia pentru activități juridice, disciplină, muncă și protecție socială cere să se verifice în data de 20.09.2013, în temeiul articolului 54-4-5 din legea 215/2001, privind administrarea publică locală, publicată cu modificări și completări ulterioare, analizat proiectul de hotărâre intitulat atribuirea cu timpul gratuit de o perioadă de 3 ani al unor spații în suprafață totală de 85,82 m², situate în imobilul de strada Iancu Jean, numărul 26, către casa de ajutor reciproc a pensionarilor Caracal, ce va fi folosit de pensionar pentru desfășurarea unor activități recreative. Acest proiect de hotărâre a fost înaintat de către primarul municipiului Caracal. În discuțiile purtate în comisie s-a constatat că se îndeplinesc normele legale. Comisia a votat 9 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, pentru care a avizat că acest proiect de hotărâre să fie discutat în plenul Consiliului Local. Discuții pe marginea proiectului. Votul fiind secret, da? Așteptăm o trebuie. Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 7, referitor la înființarea SCADPP Caracal TRN, societate de drept public și de interes local, având ca asociat unic municipiul Caracal. Prezintă domnul consilier Cătălin Ghiță și domnul consilier Pujol Vasile. Comisia pentru Activități Economico-Financiare, într-un mic caz 20.09.2013, în temeiul articolului 54 aliniatul 4 și aliniatul 5 din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, a analizat proiectul de hotărâre intitulat Înființarea SCADPP Caracal SRL, societate de drept public și de interes local, având ca asociat unii Caracal. Proiectul de hotărâre a fost înaintat de primarul municipiului Caracal. În urma discuțiilor purtate pe marginea proiectului, Comisia constată că proiectul de hotărâre se încadrează în prevederile legii numărul 31/1990
a legii 273/2006 și a legii 215/2011. Membrii Comisiei au analizat proiectul de hotărâre. Votul a fost următorul: 8 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri. Comisia nu are de făcut obiecții, nu a făcut niciun fel de amendament. Comisia propune ca proiectul de hotărâre să fie discutat în plenul Consiliului Local. Vă mulțumesc! Domnul Bujor. Comisia pentru Afaceri Juridice, Disciplină, Muncă și Protecție Socială cere sesizări întrunită în data de 20.09.2013, în temeiul articolului 54, alineat 4 și alineat 5 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, analizat proiectul de hotărâre intitulat Înființarea SCADT-Pectaratal, SRD, Societate de Drept Public de Interes Local, având ca asociat unic municipiul Caracal. Acest proiect de hotărâre a fost înaintat de către primarul municipiului Caracal. În urma discuțiilor s-a constatat că se respectă prevederile legale. În urma votului, 9 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abține, dar Comisia a făcut următoarele completări și propune pentru completare. La... Domnul Bujor poate face propunere, după dată completare nu poate, se facă că e proiect inițiat de mine, când se supune la vot. Propune completare. Sau? Amendament. Amendament. La articolul 3, alineatul 1, Consiliul Local al Municipiului Caracal, deci aliatul 1 prevedea, Consiliul Local al Municipiului Caracal aprobă Consiliul de Administrație al SCADTP Caracal în următoarea componență. Noi am propus. Consiliul Local al Municipiului Caracal numește Consiliul de Administrație al SPP Caracal în următoarea componență, respectându-se prevederile legii 215, articolul 37. Asta a fost o propunere. Noi nu mai avem acum niciun drept pentru că ea municipiului Caracal, Consiliul nu face parte. Haideți să vă spun ceva, iar confruntăm executivul cu legislativul. Propunerea vine de obicei din partea executivului, n-am nimic împotrivă, de asta nici n-am dat vreo propunere, pentru că am așteptat că aceste trei propuneri pentru Consiliul de Administrație se repartă toate partidele politice și să fie un viitor. Repet, Consiliul Local nu face condiție o societate, chiar dacă nu poate acolo în asta, e strict al executivului, luați de la Parlamentul României, luați la Guvernul României. Încercați, dar credeți că vă ajutați un loc. Eu, dacă trece acest amendament, mi-am lucrat proiectul și pe viitor răspundeți dumneavoastră toate cetățenii cu ce să se dă în punct. Este o problemă, dacă ați intervenit. Este o problemă de fond. În raportul specialitate care mi s-a atașat de lângă acest proiect, sunt aduse în discuție HCL 114 și HCL 115, care constatăm acum că sunt suspendate. Așa este sau nu să fac? Da. Mai stingeți din ele după ce vorbim, poate mă spuneți. Nu, nu sunt suspendate. Vedeți că este vorba de reanalizarea lor prin prisma aspectului prin teren. Nu discutăm de construcții. Da, eu citesc aici, când aveți să-l dat prefectură. Da, nu vă spun așa. Citesc și scrie așa, conform articolului 3, aliniatul 3 din legea anilor 554/2004, până la soluționarea cauzei, actul atacat de prefect este suspendat de trebuie. Peste 10 minute, dumneavoastră veți soluționa cauza. Atunci se pune voi înaintea cauzei. Adică să... Să vorbim. Este un viciu de legislație.
pentru articolul discutat despre modificarea stadionului. Și am o întrebare. Am o întrebare. Cine face propuneri pentru Consiliul de Administrație, astfel încât Consiliul Local să aprobe Consiliul de Administrație? Ca peste tot în lume, asta face executivul. Am înțeles. Lucrurile astea poate trebuie să fie prevăzute de cel care a avut... Corect, dacă citeați mai departe, vedeați că era Consiliul puternicește ca în orice formă legală de înființare de societăți, de semnare de contracte, când e vorba de aprobarea acestui local, se împuternicește primarul pentru că este reprezentat executivului. Sunt de acord. Eu știu că e o durare mare la anumiți colegi că e împuternicit primarul, dar asta e regula, nu vrem noi, n-am interpretat problemele. Asta e regula care se aplică peste tot. Că ne convine, că nu ne convine. Când vorbesc de realizare legislativului în primărie, domnul primar, vreau să vă spun că dacă mergem la... Acum, nu fac lumea care se înțeleagă, cum ar primi dintre noi mai și citim. Și din întâmplare te duci pe articolul respectiv. Este articolul 62, imediat vă spun și la ce... Da, aici în un alt actul constitutiv. De fapt, aici pornesc toate discuțiile pe baza puternicirii privatului Eduard Ciocăzan. Spune aici. Reprezentantul său legal, așa, în calitate de primar, în baza articolului 62, aliniat 1 din legea administrației publice locale, numărul 215, de publicitate și așa mai departe. Și prin curățare mergem la articolul 62. N-am aici acum exact să vă citesc, să vedeți ce spune la articolul 62. Acolo zice că undeva ultima chestiune, că primarul e reprezintă în justiție. Păi ce are la bază la Constituție? Păi asta este, actul constitutiv e un act juridic. Se obțin de la Camera de Comerț, unde am avut și unul reprezentat și unul puternicit. Deci, orice act e juridic constitutiv, domnul Bujor. Dacă nu era așa, nu se putea obține actul constitutiv. Unde reprezentantul primăriei și puternicitul meu au fost Tudor Cătălin, jurist de meserie care să se ocupe de treaba asta. Pentru că proiectul de hotărâre la un moment dat să spune la, la articolul 1, aliniatul 2, zice Consiliul Local, așa că angajează primarul să semneze, el era minte. De ce sunt din punctul articolul 62? Când, vă rog, dacă aveți posibilitatea să știți articolul 62. Da, nu, e același lucru. Eu am înțeles, sunt aceleași articole, numai că s-a făcut trimitere la 62 și mai e și un. Haideți să ne înțelegem. Acest proiect a rezultat în urma consultării, constituirii, la orașe care arată mult mai bine decât Caracalul, gen Brașov, Constanța, București, Slatina, Craiova, Târgușiu, vă mai dau? Nu. În urma analizării modului, și trebuie să vă spun de ce se face asta. Luăm un simplu exemplu. Societatea va concesiona să iei drumurile, da? Se face licitație publică pentru repararea unui drum. Facem un miliard. Societatea aceasta face licitația publică. Noi, municipalitatea, plătim la societate că s-a reparat drumul, dând și plătesc mai departe la firma care a executat o bază de contract și am dreptul să deducă TVA-ul. Ceea ce nu s-a întâmplat cu SCI, nu are bunurile, dar niciodată TVA-ul nu a rămas la societatea Consiliului Local. Peste tot, TVA-ul care la ora actuală e foarte, foarte mare, 24%, rămâne în cadrul societății care trebuie să-și deducă. Asta a fost ideea constituirii acestei societăți. Noi n-am comentat că, ideea înființării, noi am comentat atunci când se specifică un articol, se face trimitere la o lege, să se respecte întocmai ce se numește numai așa articolul de dragul de acolo. Nu, dar s-a și respectat, asta n-am înțeles. S-a respectat pentru că actul constitutiv și cei care au societăți pot să spună, este un act juridic. Aș vrea să întreb adunarea generală din cine e constituit. Cine reprezintă adunarea generală? Tot nu e reprezentat.
reprezentanții Consiliului Local ca peste tot. Nu pot să fie adunarea generală numită de altcineva decât Consiliul Local. Adunarea generală a cui? Asociație. Păi nu știu, zice la asociație. Asociație. CCADP. Adunarea generală a cine? Păi un Consiliu de Administrație, zic un. Să-l Consiliu de Administrație. Adunarea generală. Deci ca să constituie o societate, să primești adunarea. Dacă eu fac o societate, eu, persoană fizică, deci cum fac o societate? SRL, eu fac un SRL, eu am adunare generală, eu cu mine mă adun. Da, deci când e asociat cu unei persoană fizică, se consideră că adunarea generală... Ce? Adunarea deci la această situație, societate, cine e adunarea generală? Păi, aspectele astea pot fi clarificate prin alte hotărâri, de deci Consiliul de Administrație. Cum mă dar nu consiliul de la oficiul de gestiune publică. Ca Consiliul de Administrație, implicit Consiliul de Administrație. Deci, va fi ulterior. Consiliul de Administrație numit de adunarea generală. Deci ca să ajungi la Consiliul, trebuie să ai la doar în adunarea generală. Nu pleci din faza 5-a. Membrii fondatori constituanta, cine? Domnule, nu e SA, e SRL. SRL! Da? Dar SRL cu singur acționat nu știu că asta ordinea generală. În legea, în legea 31, dacă ne uităm acolo, zice că în cazul asociatului unic, în cazul asociatului unic, asociatul unic reprezintă adunarea generală. Și asociatul unic e municipiul Galca. Păi despre asta și cine reprezintă pe municipiul Galca? Domnul, asta trebuie specificat de asta nu spun. Trebuie să le specificăm, dar discutăm de asta, suntem aici ca să le discutăm. Exact, asta vreau să se interpreteze la această ședință de Consiliu când vorbim despre această societate. Asta ne ducem la lege, vedem ce este, o îmbunătățim. Nu cumva să creadă cineva că noi suntem căpoși. Eu, domnul primar, eu lupt pentru primarul municipiului Caraca. Nu vreau să ajungă cum s-a ajuns înainte de primar, de unde te duceai semnale la acolo, reprezentat Consiliul Local. Pe toată lumea e reprezentat. Aici, dacă faci un lucru, nu faci așa. Da, să nu greșim. Reprezentat fără să fie împuternic. Nu, e o diferență. Nu, domnul, eu vorbesc că noi vrem neapărat aici, dacă spune că primarul ne reprezintă, vrem să vedem bazele, în ce bază, în ce articol se încadrează, ce înființăm, cum înființăm, cine sunt articolul. Puteți să împuterniciți cu oricine. Credeți că mi-e drag? E chiar foarte complicat să fim puternicit în toate deciziile majore. Unii aleargă după funcții și alții nu știu cum să scape. Dar dacă n-au avut în viața lui nicio funcție, mi se pare că acolo nu știu ce e. Întrebați pe toți care au deținut o funcție de conducere, că nu e chiar foarte simplu să fim puternici peste tot și să răspunzi. Dar asta e, când ajung la scopul, ți se pare că sunt api. Eventual, articolul 2 mai poate fi completat, articolul 2, Consiliul Local mandatează primarul municipiului să semneze actul constitutiv al societății și să reprezinte societatea în relațiile cu terții, autoritățile. Păi asta reiese din atribuțiile administratorului sau administratorului. Asta reiese, că reprezintă. Și asta reiese la articolul 2. Sigur, dar conform la articolul 2. La fel ca domnul Bujor, că pe mine acuzați de neacredință, ideea e de evitarea unei posibile incompatibilități. Nu, asta discutăm. Deci eu nu pot să fiu, repet, cum și dumneavoastră nu puteți să face parte din Consiliul de Administrație ca să văd că e incompatibilitatea cu anii acum. Da. De asta voi și spun că e o mare problemă. De asta nici n-am numit. Și rugămintea era ca pentru Consiliul de Administrație fiecare partid să-și facă o gândire cu o propunere, de-aia n-am venit cu nicio numire. Ca să nu se interpreteze, bă, a fost Ciocăzanul, să facă el societate, să numească, să facă. Fiecare partid își va veni cu o propunere pe care o vom vota în plen. De asta n-a fost numirea aici. Iar pentru adunarea generală n-am nimic cu motivă. Putem să numim 3, 5, 7 inși care să numească Consiliul de Administrație. Cu cât avem mai multe rotițe, cu atât vă spun că nu o să funcționeze. Noi am luat acest model după societățile care funcționează. Eu n-am nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Eu nu trebuie să fiu un puternicitul ca membru AGA sau singurul care să controleze. Nu. Chiar nu vreau treaba asta.
Vreau ca dumneavoastră să vă gândiți, să vă puneți reprezentanții în Consiliul de Administrație, decideți să facem AGA. N-am nicio problemă din punctul ăsta de vedere, să faceți numire pentru adunarea generală, chiar nu am problemă din punctul ăsta de vedere. Dar m-am și spus care a fost ideea de la care am pornit cu crearea acestei societăți. Și trebuie să vă mai spun un lucru. Că poate ați uitat că IGO iese la ultimul termen de prelungire până în februarie 2014. V-a spus domnul consilier Pontescu care sunt datoriile la ora actuală, nu știu ce-i poșu, să mai rog să le repete. Să vă mai readuc aminte că anul trecut am șters 200 de miliarde datorii ale lui IGO către Gazprom și bugetul de stat. Noi trebuie să ne și gândim că cele 160, 140 sau de miliarde, nu știu de unde pot să le dea IGO, pentru că noi primăria nu avem datorii la IGO. Iar ultimul termen al 10 IGO la masa credală va fi februarie 2014. Trebuie să ne gândim să avem o alternativă oricând. În cazul în care, Doamne ferește, 10 IGO nu pot să-și recupereze creanțele de la, asociațiile de proprietari și de la datorii pe care îi are, ca să poată să se ducă să schimbe datoriile sau creditul restant care îl are la masa credală. Deci noi tot timpul trebuie să fim pregătiți cu ceva alternativă. Pentru că în momentul în care, Doamne ferește, se întâmplă ceva, gândiți-vă că astea durează. Nu putem nici curățenia orașului să o lăsăm aiurea, pentru că apa și care nu s-a rezolvat, suntem în compania de apă. Vor prelua personalul, compania de apă, cu rețelele, cu tot. Suntem un proiect, cu al doilea proiect european, cu EcoOltu, privind unui menager. Vedeți că se închide cu apa de cu noi. Suntem la faza în care trebuie să construim 35 de platforme intermediare pentru strângerea gunoiului selectiv, deși partea de gunoi va trece la compania județeană, EcoOlt. Iar la noi va trebui să rămână partea de curățenie și așa mai departe. Dar trebuie să avem tot timpul alternativă. Pe mine nu mă deranjează, v-am spus, decât să apară atâtea polemici și nu știu. Prefer să o las, să nu retragem și veniți dumneavoastră atunci cu o propunere mai bună, că n-am nimic, orice lucru care nu e perfectiv, eu zic că nu duce la succes și n-am nicio problemă. Domnul consilier. Aici am o propunere de respect care a dat la discuții cu domnul director. Și asta în comisie. Pentru că am discutat lucrul ăsta, să discută în comisie. Dar dacă dâșii care se reprezentați în noastră nu știu să explice aceste lucruri pe care dumneavoastră le spuneți și nu-i convinc pe consilieri înainte de a face treaba asta, bineînțeles că s-ar gândi lucrul la lucrul. Deci, cei în care trebuie să convingă consilieri sunt primul directorii care vă reprezintă pe dumneavoastră și care reprezintă proiectul. Asta ar fi sigur. Să vă rog și eu ceva, pentru că sunt neclarități. Și comisii puteți să mă invitați, că n-am nicio problemă. Dacă sunt aici, pot să dau o explicație care le știu și eu. Că poate sunt unele care nu le-am și trebuie să mai studiez. Nu terminat primul da. Încă o dată revin, cred că toți își doresc înființarea unei societăți. Problema este de legalitate, chiar legea 31, în baza căreia înființăm, la articolul 196. În cazul societăților de răspundere limitată cu asociatul în situația noastră, acesta va exercita atribuțiile adunării generale. Deci, domnul, păi nu, că ziceți prin primar, asta am și spus că nu vreau să fiu reprezentantul. Asta ți-am zis și mai devreme. Numiți dumneavoastră Consiliul Local reprezentanții AGA. Nu, dar atunci trebuie trecut acolo, municipiul prin Consiliu. De ce municipiul prin Consiliu? Nu mai Consiliu. Să-mi termin demonstrația. Deci, automat, trebuie să știm cine asociatul prin cine, pentru că el exercită atribuțiile adunării generale. După care, știți, trebuie să mai țineți contul singurul. Consiliul Local nu are cont. Singurii care au cont sunt din municipiu. Da? De asta se tot merge tot timpul. Reprezentant prin municipiu, reprezentant prin municipiu. Pentru că legal și eficient, noi cu Gazdo Franțu,
Da? Era de am atacat acea executare simită de anul trecut. Era că ei executau efectiv contul primăriei Caraca. Și nu există. Municipiul Caraca nu are contul. Nici Consiliul Local și nici primăria. Municipiul Caraca, de asta ți-am zis. Deci e o vorbă, cum să spun, e vorba de nuanță. Păi nu, nu are nicio altă contul. Odată înființată, ea funcționează de sine sau de tot. Mai mult. Nu mai poți să te termini cu după care zice, adunarea generală a asociațiilor are următoarele obligații. Desemnează administratorii. Păi odată ce știm cine e asociat unic, știm cine e adunarea generală și adunarea generală desemnează administratorii. Noi nu avem nicio legătură cu alte cuvinte, cu respectiva hotărâre, nu trebuie să mai vină la noi. Trebuie să ne gândim, suntem asociat unic, suntem adunarea generală, nu. Hotărârile asociațiilor se iau în adunarea generală, de-aia am întrebat. Nici nu poți să înființezi societatea dacă nu știi cine e adunarea generală. Hotărârile asociațiilor se iau în adunarea generală. La ce articol? La ce articol? Chiar la început, la 191. Lege, trebuie să vă spun ceva. În lege, dacă e după ce spuneți dumneavoastră, noi nu puteam să facem actul constitutiv că nu aveam adunarea generală. Total fals. Actul constitutiv al societății s-a făcut. Membrii fondatori se împunesc, atunci adună și iau decizia de a ființa o societate. Domnul consilier, repet. Actul constitutiv este făcut la Camera de Comerț. Și n-a întrebat nici de hotărâre Consiliului. Vedeți că ne confundați rău de tot. Degeaba să spunem. Păi de atunci avem actul constitutiv acolo. Păi pentru de ce i-ați mai bine acolo? De ce ați făcut să aprobăm actul constitutiv? Nu, ce poți să spunem pentru înființarea societății. E o diferență. Dumneavoastră aveți rezervarea de nume, care o să fac 10 niște dăte. Da, bine. Ați aici. Știu că vrem cu toți să facem bine pentru Caraca. Toți și. Și domnul primar, și noi vrem să facem bine. Avem dreptate sau nu avem dreptate, interpretând un text de lege, este cineva care va spune. Și nu este instituția prefectului. Noi adoptăm o hotărâre de Consiliu. Dacă această hotărâre de Consiliu încalcă prevederile legale, serviciul de verificare a legalității va respinge. Sau ne va învăța ce trebuie să facem. Eu merg pe mâna instituției prefectului. Vă mulțumesc. Te jucăm la primar. Domnul, lasă să te țin el, trebuie să te duc peste, nu? Economist. Lăsați-i pe aia care se înjurește o pacă și nu mai faceți de-astea, jocuri de-astea de șer. Am o rugăminte să aveți o decență. Merge pe mâna cui vrea dumneavoastră. S-a referit că mergem pe mâna instituției prefectului din punct de vedere al legalității, doamne. Pentru că noi aici adoptăm o hotărâre Consiliului Local care va intra în aplicare decât după viza de legalitate a prefectului. Dumneavoastră care este dumneavoastră, știți cu legea care a spus asta. Și dacă e una proastă sau e incompletă, cum avem cu cele două hotărâri cu terenurile, îți spun oamenii ce mai trebuie să aduci completare sau spune că nu e legal, dar acționează în contencios administrativ. Domnul primar, scuzați, domnul Lucăl vreau să ne-am urmat. Sigur, cu 1915 Consiliul Local, după ce se numează de secretar pentru legalitate, merg la instituția prefectului, sunt verificate, încalcă sau nu încalcă legea. Se comunică dacă această hotărâre este legală sau nu. Eu am vrut să spun altceva. Eu votez așa cum e. Dați-mi voie să fac două precizări. Discuțiile și am participat la discuțiile ridicate din plenul comisiei. Deci, nu s-a înțeles sau nu s-a înțeles. Municipiul Caracal este acționat unic, înființat, societatea care a acționat municipiul Caracal, înființată prin hotărârea Consiliului Local. Consiliul hotărăște înființarea acestei societăți sau nu? Sau nu, bineînțeles. De asta vreau să fiți aici. Deci am discutat exact ceea ce a spus dumneavoastră, nu contează și cu alți colegi de dreapta și au spus întrebări. Municipiul prin Consiliul Local, Consiliul Local înființat la hotărâști, înființat la